Printre cei vizați de ANI este și Valentin Filip, directorul Spitalului Județean de Urgență Alexandria. Conform ANI, Filip se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 23 mai 2012, întrucât simultan cu funcția de manager interimar al Spitalului Județean de Urgență Alexandria în perioada 23 mai-2 octombrie 2012, a exercitat și funcția de administrator al unei societăți comerciale, încălcând astfel dispozițiile articolului 180 din legea numărul 95/2006. Doctorul Filip afirmă însă că societatea comercială respectivă și cabinetul medical al fiicei sale sunt închise din anul 2007 și că contestă în instanță decizia ANI. Sunt un om corect. Dacă dânșii au considerat că sunt incompatibili, este ok. Vom merge în instanță să constatăm dacă eu, firma respectivă a prejudiciat, a avut vreo activitate în legătură cu spitalul sau altceva. Deci voi lăsa să curgă lucrurile normale. În aceeași situație de incompatibilitate se află conform ANI și Victor Ivan de la Spitalul din Turnu Măgurele, dar și Gheorghe Dincă de la Spitalul Oroșenesc Zimnicea. Aceștia ar fi deținut în paralel funcția de director de spital și ar fi fost implicați în activitatea unor societăți economice. Eu, în momentul când am fost numit manager la spital, mi-am luat toate măsurile ca să nu fiu în stare de incompatibilitate și m-am retras din toate funcțiile pe care le aveam. Gheorghe Dincă, managerul Spitalului Orășănesc Zimnicea, a refuzat să facă vreo declarație până la primirea unui document oficial din partea ANI.